Mai devreme Andreea a luat-o pe Daria în bucătărie să mănânce ceva și îi spunea Dariei care avea poftă de cartofi prăjit să nu facă pentru că o să vină mirosul la băieți și o să le facă poftă. Dar au găsit ceva de mâncare ce trebuia încălzit, am înțeles de la Daria, niște tochitură iar mirosul a venit oricum în livingul fetelor, acolo unde se afla Alex, care a și zis, nu pot să cred, ia uite ce iubită am, mănâncă. Ea s-a dus să mănânce și după a strigat-o și i-a zis că atunci când vor merge la hotel, dacă va câștiga evident, o să o țină toată ziua nemâncată. Probabil Andreea a ieșit pe hol sau ceva pentru că a întrebat Alex ce e frige, nu? iar ceilalți concurenți care erau în jur au început să râdă. Andreea s-a dus după și a continuat să mănânce împreună cu Daria. Ea a început să râdă Daria și a zis, acum nici nu îmi mai vine să mănânc.